distinse autorități, iubiți credincioși, în timp ce frații arhierei, preoți și diaconi se împărtășesc cu Sfântul Sânge al Domnului Hristos după ce s-au împărtășit cu Sfântul Trup, permiteți-mi în acest moment binecuvântat și în cadrul unei adunări de tineri consacrată căutării libertății, să amintesc un fapt de fapt cunoscut, și anume că necunoașterea este rădăcina tuturor relelor. Ignoranța transformându-l pe om din om adevărat în om rob, sclav, în timp ce cunoașterea, dacă este dublată și de o atitudine smerită, îl transformă pe om din rob în liber. Căci nimic nu este mai frumos decât să fii om cu cunoaștere multă și cu atitudine smerită. Cea mai frumoasă combinație, de fapt. Cum cea mai urâtă și nepotrivită combinație să fii ignorant și mândru. De aceea, în cadrul unei adunări consacrată tinerilor, acum la sfârșitul Sfintei Liturghii, permiteți-mi în fața dumneavoastră să prezint câțiva dintre fiii Moldovei, din dreapta și din stânga Prutului, care, fiind înzestrați de Dumnezeu cu inteligență multă, au reușit, prin strădania lor, prin strădania părinților lor biologici și a părinților lor după suflet, după învățătură, să primească în România și în afara ei premii de seamă, arătând prin aceasta că omul care muncește, care se străduiește și are dascăl pe potrivă, învinge în cele din urmă toate obstacolele și primește, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cununa biruinței. O prezint în fața dumneavoastră pe Miruna, elevă în clasa a șasea la Colegiul Național Iași, care a obținut locul întâi mondial la șah clasic, într-un campionat care a avut loc recent la Iași, unde au fost peste 500 de copii din 41 de țări. Miruna este de 6 ori, înțeleg eu bine, campioană națională la șah. Să o felicităm. Și să o felicităm și să o bucurăm prin distinția pe care o avem pentru creștinii laici, și anume Crucea Moldavă. Vretnică este! Este. Să-ți ajute Dumnezeu să continui lucrarea. Să fii binecuvântată. Acum te rog. Îl avem aici pe un frate de-al nostru, de dincolo, de Prut, Rudi, tu ești, da? Din Basarabia, din Chișinău, care a obținut medalia de argint la Olimpiada Internațională de Matematică din anul acesta, din iulie 2017, la Rio de Janeiro, din Brazilia. Acolo au participat. Acolo au participat peste 600 de elevi din 112 țări, Rudi obținând de asemenea în diferite alte perioade încă 4 medalii la Olimpiade Internaționale. Rudi, să te ajute Dumnezeu!
Vrednic este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Să fii binecuvântat și să te ajute. Acum te retragi. Mulțumim frumos! Îl avem aici lângă noi pe Andrei, pe Andrei Sandu, elev în clasa 10-a la Colegiul Național din Iași, care a obținut o medalie de aur la 11-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Științe ale Pământului în Nisa, în sudul Franței, în august anul acesta. Acolo ai fost, nu? Să nu le încurc eu. Acolo Andrei a participat la un concurs unde au mai participat 120 de elevi din 29 de țări. Să-i ajute Dumnezeu. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este. Mulțumim frumos, mulțumim frumos. Din partea de nord a țării și din partea de nord a eparhiei noastre, din Botoșani, de la Colegiul Național Mihai Eminescu, îl avem aici pe Ștefan Răzvan Bălăucă, din clasa 11-a Colegiului Național, deja amintit, din Botoșani. Ștefan, obținând medalia de aur la cea de-a 11-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Științe ale Pământului, o altă disciplină, la Nisa, de asemenea, anul acesta, 2017. Tot anul acesta a obținut la Dublin, în Irlanda, medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Lingvistică, deținând, de asemenea, alte 5 medalii la Olimpiade Internaționale. Ștefan, să se bucure părinții de tine. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Revenim la Iași și în fața dumneavoastră îl avem pe Tudor Cristian Cosma, elev în clasa 11-a la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași, specialist în chimie, înțeleg bine, care a obținut la cea de-a 24-a ediție a Olimpiadei Internaționale de la Iakursk, din Federația Rusă, medalie de aur iulie în acest an. Are de asemenea 5 medalii internaționale, iar acum 2 ani, în 2015, a fost declarat elevul anului aici, la Iași. Tudor Cristian, fii binecuvântat! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este!
Acestea fiind spuse, dăm slavă lui Dumnezeu că își face El simțită prezența în oamenii săi în diferite chipuri. Prin credință, iată prin carte, prin știință de carte și prin alte diverse virtuți prin care prezența Lui se face arătată între oameni. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe ei, să le răsplătească osteneala părinților lor și dascărilor de la școală și să fie și pentru dumneavoastră și pentru noi îndemn. Ca prin carte, prin știință de carte și atitudine smerită și onestă să putem depăși obstacolele ignoranței pentru a dobândi adevărata libertate. Deși nu mai sunt aici pe scenă, cred că cu ajutorul colegilor de la ATOR să le cântăm mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate. A, sunteți așa. Nu tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Lumina să nu mai lumină, mai lumină să dăruiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani. Bucurie sfântă să vă binecuvinteze Dumnezeu și să le urmați exemplu. Aplaudați-i frumos! Mulțumim frumos!